Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Dacă ați ști cât de frumos miroase afară, o plouat. Căldura nu e așa de mare, florile astea acum se desfașă mirosând. Trandafirul este în genere, mă străga Emile, vin și mă admiră. Ștete. Bine, m-ați convins, vă arăt aceste floricele frumoșele și superbe. Noi le spunem lumânărele. E normal că au alt nume, dar noi nu știm. Alghenile vin și se avugherizează, nectar. După ploaia asta de ieri au venit foarte mulți gândășei. Nu știu de unde s-au luat ei, dar altceva. Și ea ca, vedeți, zâna florilor că și s-a ocupat de ziua. Are grijă de florișele. Iată astea deja care deja sunt terminate, mamica le rupi ca să le dea voie la ceilalți să înflorească și să fie frumoșei. Da, Anastasia Antoana? Da. Cine pe mine m-a trezit azi dimineață? E ca cine, două ori încă. Spune-mi, m-a trezit. Gigel! Iată, eu anul ăsta prima dată am această floare, copac, plant, cum vreți, așa ziceți. Ficus sau alții zic și magnolii, ea înfloriește, de se sparge. Stămina asta, încă mai are tare multe, vap și ei, ceva, alghinile ei și vin, uitați-vă, cu căldările pline. Aici dacă nu greșesc eu, sunt alghinile lui Chiocheană. Chiocheană, și vii cu o căldare din ieric, alghinile matale iau și fac aici, ia. Cine acolo frumos și ei? Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Ei, simpatici, încă dormi, cafeluța nu s-a avugherizat-o, ăștia sunt puișori de sticlete. Așa, și astăzi la cafeluță avem acest tortișor pe care l-am primit cadou ieri, de la Mihaela Grecu. Cu siguranță este gustos pentru că acum arată, n-are cum altfel. Deci, abia acum am văzut story-ul unde Nina zice că dacă ias și e grăbita să-mi spui ni ultimul, pentru că eu nu pot ține veștile foarte bune și dați vă zic o chestie, că eu când i-am spus soarele mea, eu a fi ghid. Când a venit Marina din Italia, m-am dus cu Lavinia să-i cumpăr un buchet de flori și s-o felicit, va deveni mamă. Cu Lavinia i-am zis că florile i-am luat că vine mama acasă și atât. Doamna de la florării, pentru că acolo toți mă cunosc, la Talcioc, Chimilean, dar și eveniment așa mare, deci așa un buchet frumos în viața ta. Și eu îi zic, e că vine soarele mea acasă, chiar la vinie, după care mă întorc înapoi și îi zic la urechi, eu mă duc de aici, dar te rog, spui la tăți că soarele mea e gravid. Nu, pentru că eu n-am cum. Nu cum să nu spui, blin, așa este. Marcica! Noi încă nu știm sexul copilului, dar unii ne dăm cumva cu bănuitul. Unii zic că e băiat, alții zic că e fată. Voi cum credeți? Va fi băiat sau fată? Pele, da? Și vin eu acasă și uitați-vă, am doi bucătari personali. Da. Valeri's Food și Maxi Jam. Bărbatul ei. Da. Și astăzi a venit să facem masterclass cum se deschid corect stridiile. Asta tu ne faci nou masterclass. Acum eu vă fac masterclass, da. Normal. Vă, eu... Și tot n-am înțeles. Foarte simplu, Max a înțeles. Femeia nu trebuie să înțeleagă, trebuie să guste. Wow. Acum, uitați-vă foarte atent la această domniță, foarte sexy, foarte drăguță și am să vă arăt, de fapt, cum, cu minte, ce are ea în geanta ei de la Chanel. Ia-mi dă o leacă geanta, te rog. Eu am fost ieri la Negurieni și am spus că numai decât. Eu am fost la liceul meu, că eu am liceul și afară și în casă. Și zic, nu, tu trebuie neapărat să mergi la liceul de afară. S-a dus la liceu, normal, și am spus că e trebuie să aibă un suvenir, numai decât. Să închipui așa geantă și așa ceva, două branduri. Sper că nu-i folosit. Dragi prieteni, fiți foarte atenți la ceea ce am să citesc eu. Dragi prieteni și parteneri, anunțăm că începând cu 1 iulie 2023, compania Autobus își schimbă locația. Noi creștem, vreau să vă zic că autobuzele de pe 1 iulie vor fi vis-a-vis la gara de nord, ia ca fix acolo. Dar până atunci,
toate mașinile care sunt aici sunt la lichidare de stoc. În cazul în care căutați o mașină bună, la un preț foarte bun și o reducere, atunci până pe 1 iulie grăbește-te. Așa că, dragi prieteni, fiți foarte atenți, până pe 1 iulie toate aceste mașini care sunt aici la piața Autoboss sunt la lichidare de stoc, pentru că băieții de pe 1 iulie o să fie, iată, vis-a-vis acolo la gară, așa că reducerile sunt bombă, până pe 1 iulie, grăbiți-vă, acum sau niciodată. Ce scrie aici? San Bonifacio, Italia. Crețu Maria, deja nu mai este Crețu Maria, tăieți vă rog, deja e Unciulenco Maria. Deja gata, dacă devine foarte scurt timp, mamă, deja se înscrie oficial acest dosar, este dosarul pentru Italia, pentru sormea, cu toate actele, pentru că i-au făcut cununia civilă în Moldova, dar acum trebuie să înscrie europeniște. Salutare! Dragilor, după cum bine știți, noi efectuăm traduceri în peste 12 limbi. Efectuăm traduceri urgente la toate tipurile de acte. Studenții care anul acesta absolvesc și elevii, vă ajutăm cu mare drag. Avem notar pe loc, avem parcare în față. Da, asta este un mare plus. De obicei, când vii și n-ai loc de parcare, îți vine iei lumea în cap. Da, apostilăm pentru toate țările actele. Pregătim dosarele pentru cetățenii italiani, franceză, spaniolă. Pregătim actele pentru Irlanda și Marea Britanie și vă așteptăm cu mare drag. Și iată, aceste plicuri pleacă în toate colțurile lumii. Pentru fiecare client, toate actele făcute la distanță le trimit. Mulțumim și recomand cu mare încredere doamna Ina și serviciile ei super calitative. Și tot de la doamna Ina am aflat că în Italia, chiar dacă te înscrii, femeia rămâne în familia ei și bărbatul în al lui. Mulțumesc, doamna Ina, de informații și nu uitați, Ogâlnicianul 66, biroul dumneiei, ia ca tot ce e cu ce se ocupă, Viber și WhatsApp o găsiți. Da, aici avem și o tombolă. Ce vrei să câștigi? Ușa de interior sau de exterior? Tu, dar trebuie să deschizi ușa, dar tu trebuie să deschizi ușa, să iasă păpușa. Da, nu contează. Ah, bravo. Aici este și o tombă, unde puteți câștiga premii, toți cei care veniți. Apropo, dragi prieteni, chiar dacă nu ați reușit până acum să veniți la deschiderea Nova Porta, să știți că showroom-ul lucrează până la ora 16. Adică reducere de minus 15% sunt valabile toată ziua la toate ușile de interior și exterior, doar în showroom-ul de aici, de pe Ismail 109.